Omonimele. Material pentru clasa a șasea. Să citim cu atenție enunțurile de mai jos. Bunica ne-a oferit câte un corn cu ciocolată. Acela este un corn de vacă. Unchiul nostru știe să cânte la corn. Ce observi în privința cuvântului marcat prin culoare în fiecare enunț? Ce sens are acesta în fiecare situație? Îți las timp de gândire. Dacă este nevoie, permitem să te ajut. Remarcăm faptul că în enunțurile date apare cuvântul corn, dar sensul acestuia este diferit în funcție de context. În enunțul bunica ne-a oferit câte un corn cu ciocolată, cuvântul corn are sensul de produs alimentar. În enunțul acela este un corn de vacă, avem sensul excrescență de pe osul frontal al rumegătoarelor, conform Dex. Iar în enunțul unchiul nostru știe să cânte la corn, cuvântul corn se referă la instrument muzical de suflat. Tocmai ai aflat ce sunt omonimele. Omonimele sunt cuvinte care se scriu la fel și care se pronunță la fel, dar care au sensuri diferite. Exemple: broască, lac, sare, bancă, leu, mare și așa mai departe. Atenție! Pentru ca două sau mai multe cuvinte să fie considerate omonime, este obligatoriu ca scrierea și pronunțarea acestora să fie identice. Deci, în cazul perechii de cuvinte acele și acele, nu vorbim de omonimie, deoarece cuvintele nu se pronunță la fel. Omonime totale și omonime parțiale. Omonimele totale au forme identice la numărul plural. De exemplu, cuvântul leu. Jardiniera a costat 20 de lei. 2 lei au fost aduși la grădina zoologică. Atât pentru sensul de unitate monetară, cât și pentru numele animalului, forma de plural este lei. Pe partea cealaltă, omonimele parțiale au forme diferite la numărul plural pentru diversele sensuri. Iar aici am ales ca exemplu cuvântul colț. Cățelul Mariei are doar 2 colți. Pentru sensul de dinte, pluralul este colți. În colțurile camerei am pus fotolii. Atunci când cuvântul colț are sensul de extremitate a unei încăperi, pluralul este colțuri. Iar acum este timpul pentru exerciții.